Nvidia este cunoscută pentru revoluționarea jocurilor video și a filmelor de la Hollywood prin implementarea de efecte vizuale de înaltă calitate, dar nu s-a oprit aici. Acum mai bine de un deceniu, Nvidia era motorul din spatele AlexNet, considerat primul boom din zona AI. Astăzi, compania oferă chipuri A100 pentru sistemele de inteligență artificială dezvoltate de giganți ca Google sau Microsoft. Un chip A100 costă $200.000. Microsoft a avut nevoie de 10.000 de bucăți pentru a-l antrena pe ChatGPT sau $2 miliarde. Bard, de la Google, se bazează tot pe tehnologia Nvidia. Compania are un avans de aproape 70% de la începutul anului pe bursa americană, iar analiștii văd un trend bullish pe măsură ce sistemele de inteligență artificială vor acapara tot mai multe sectoare. Dar nu toată lumea are încredere în ascensiunea Nvidia. În ultimele 24 de luni, mai mulți shareholderi au vândut acțiuni Nvidia de $650 de milioane. Cine intuiește mai bine evoluția companiei? We're in every cloud made by every computer company. And then all of a sudden, one day, a new application that wasn't possible before discovers you. I delivered the first one of these inside an AI supercomputer to OpenAI when it was first created. We saw early on, about a decade or so ago, that this way of doing software could change everything. I mean, we changed the company from the bottom all the way to the top and sideways. Every chip that we made was focused on artificial intelligence. We compute one pixel, and we imagine with AI the other seven. It's really quite amazing. Imagine a jigsaw puzzle, and we gave you one out of eight pieces, and somehow the AI filled in the rest. We take that model, and we put it into this computer, and that's a self-driving car. And we take that computer, and we put it into here, and that's a little robot computer. Like the kind that's used at Amazon. That's right.